Pe cele 28 de locuri disponibile de la școala profesională, ce va funcționa în anul școlar 2014-2015, la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșan s-au înscris mai mulți elevi decât numărul de locuri disponibile. Cursurile vor avea durata de 3 ani, iar specializările sunt în domeniile construcții, instalații și lucrări publice, respectiv industria textilă. Fiind prima dată când școlarizăm după clasa 8 la școala profesională, avem un număr de 38 de candidați înscris pe 28 de locuri. Pentru a alege pe cei 28 de elevi din cele două clase de profesională, conducerea liceului a programat un test ce se va derula în data de 10 iunie. Modalitatea de departajare în data de 10 la ora 9 vor avea de rezolvat un test din educație tehnologică, materie studiată în clasa 8-a. La școala profesională s-au înscris elevi care au absolvit în acest an clasa 8-a, dar și tineri din promoțiile anterioare.